Moiceanu locuia la antipod. Moiceanu era o căldură, un focar, un vulcan, o fabrică de emoții. Și transmitea aceste emoții, nu numai că le trăia el. De Moiceanu a fost un om viu. Aproape că nu-ți vine să crezi că oamenii vii, chiar și ei, sunt supuși banalului accident de a muri. E, pentru că această uriașă căldură a lui Moiceanu să nu se piardă, pentru că la un moment dat vom muri noi, cei care l-am cunoscut direct, cred că această întâlnire poate fi emblematică pentru dumneavoastră, pentru că aflați fie și din spusele indirecte ale cuiva ce înseamnă un om viu. Domnul omul ăsta venea și pe răscola. N-aveai. A făcut cineva planton 2 armate? 3? 1? Nu mai faceți plantoane, frate? A făcut, da? Vă e somn?